Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Multă lume supărată de dimineață, dar am senzația că astăzi este ceva în aer. Dacă tot s-a pornit așa pe supărare, așa că hai să ne descărcăm. Frate, de la ce vă sare muștarul? Ia, gândiți-vă și hai să ne descărcăm un pic la radio în dimineața asta, să spunem ce ne enervează în fiecare zi, ce ne irită la cei din jur. Că sunt o grămadă de lucruri, oricât ai încercat să fii de zen, tot te enervezi un pic. Uite, eu încercând să fiu zen, mă enervez pe taximetriști. De în ce? Ultima perioadă, cu ei se întâmplă cel mai des că sunt în trafic. Mm-hmm. Dar, mă rog, pe oricine e în trafic, de fapt. Dacă nu semnalizează, dacă, nu știu, nu cedează trecerea sau ceva, dacă orice e în trafic, eu ajung în dreptul lor și le spun, nu fără cred. Să dau geamul jos. Aveai cedează trecerea, știi? Bun, ce? Sau, vezi că poți semnaliza. Le spune gând. Și ei nu înțeleg, știi? Și am făcut chestia asta ieri cu un taximetrist, da. Care sau, mă rog, era uberist, ca să fiu 100% corect. Păi fii mă, tată, mă, stai puțin, că nu e chiar așa. Transportator. Și l-am văzut că se enervează. Deci era, eu explicam, cedează trecerea. Și se enerva, dar așa era, adică era fața aia care nu spunea nimic, dar simțeam că undeva în el crește ceva. Uh-huh. Până când a început să urle la mine și am dat geamul jos și el urla la mine, zice, dacă te iau la înjurat și nu știu el ce o să zici. El cu geamul închis sau deschis? L-a început închis și după aia l-a deschis. Deci, s-a deschis o punte între ei. Băi, l-am deschis și eu și el era la un pas să mă înjure să urce, știi? Mă, dar și ai zic, probleme mari. Nu. Și atunci am zis, zic, eu n-am făcut decât să-ți spun că trebuia să-mi dai cedează trecerea. Nu te-am înjurat, nu te-am jignit, nu ți-am zis nimic. Și rămân așa, știi, de fiecare dată suntem, rămân așa, nemișcați. Da, eu cred că stai un fel de șoculeț, mă, se plictisește în trafic, ai înțeles? Vorbește cu ea cu geamul închis, ea nu înțeleg ce spune, îi cred că îi înjură și, pe urmă, el le face, el practic caută prietenii în trafic, ai înțeles? Caută de vorbă. Păi șefule, eu îți spuneam o rețetă de... Băi, au greșit. Înainte să se întâmple lucrul ăsta, au greșit. Păi ne-a mai enervat unul ieri care nu m-a lăsat să intru în trafic. Ăștia mi se par inutil, adică știi și încerci să le privi privirea, ai loc să te bagi, e coloană, este blocat tot, tu vedeți pe o stradă secundară. Logic ar fi, știi, normal, regula fermoarului, intră unul, intră celălalt. Eu întotdeauna le dau voie altora. Ăsta m-a văzut că vin, bă, s-a băgat. Bine, prietene, ok, și căutam privirea, știi, cauți privirea, nu se uită la tine. Nu, niciodată. 037, măcar sunt rușinați, da. 0372069599, dar nu doar în trafic. Da, am dat exemple doar din trafic. Realmente, nu doar în trafic. Știi ce mă enervează? Când stau la o coadă la ceva și persoana din spate se bagă în mine. Și e spațiu, nu-i aglomerat și de ce te bagi, domnule, mine? Nu te supăra, știi? De ce? Care e motivul pentru care mă împingi? Sau cu căruciorul? Dacă e cumva coadă la supermarket, la plătit, la case acolo, da. De ce te bagi cu căruciorul în mine? Care-i problema? Adică dacă te bagi cu căruciorul în mine, mergi mai repede? Sau care eu este de câteva ori am reacționat. Mă întorc așa, știi, că e practic exact cum zici tu, e lipit de tine. Și mă întorc cu fața... Bine, acum când cu masca nu mai fac asta, dar mă întorceam față în față așa. Cu ce vă pot ajuta? Pe mine mă enervează oamenii care, tot așa, mai ales la cozi, se ceartă cu angajații din prima linie, respectiv la supermarket cu casierul. Da, exact. Dar de ce-i, domne, 6 lei ăsta la voi când dincolo e 4? Da, exact, de parcă l-ar avea niște... casier, săracu, adică n-are nicio vină. Sau la fisc. Exact. Dar de ce e impozitul atâta, ca valoare, mă refer? Da. Ăla săracu încasează, nu știe el ce... De ce a pus guvernul 16% sau 4% sau... 0372069599. Ce vă irită? De la ce vă sare muștarul? Ce nu vă place în jur? Dați-ne telefoane și dați-ne și mesaje. Mesaje audio pe WhatsApp 0728-3132. Pe mine cel mai tare și mai tare mă enervează că n-avem timp să stăm și pe mine. Hai vorba. Să zicem totuși și numărul de telefon 0372069599. Hai, super. Hai, Valentin, bună dimineața. Salut, Vali. Alo. Valentin. M-auziți? Da, da, te-auzim acum. Bună dimineața de la Cluj, unde gradele sunt -1,5 și nor nu există, iar răspunsul pentru întrebarea de astăzi este o amintire mai de mulți ani puțin, dar de la serviciu pașapoarte din Cluj, unde eram la coadă. Așa? Și multă înghesuială, știți voi cum era la pașapoarte, mai de mult trebuia să aștepți, nu erau programări. În spatele meu o cucoană care cu multe plase se tot împingea, tot încerca să vadă mai în față și mă tot bătea pe umăr. Și la un moment dat, iritat, m-am întors și am zis, da, ce doriți, doamne? Nu vă supărați, așteptați la pașapoarte? Nu, doamne, aștept la butelii. La ce aș putea să aștept la serviciul de pașapoarte? Mulțumim, Val. Mulțumim tare mult. Claudiu e și el cu noi. Bună dimineața. Salut, Claudiu. Bună dimineața. Salut, Claudiu.
În primul rând doresc să profit de această ocazie să vă mulțumesc pentru excursia de astă vară la mare. Ah, bun. Bravo. Okay. Sper că nu te-ai enervat. Zine ce te enervează. Ce mă enervează, acei vecini pe care eu îi numesc vizoriști, vizoriști, au treabă, nu au treabă, ei ies la gar să vadă cine a intrat, cine a venit. Uh-huh. Dacă au un pachet, dar ce ți-ai luat? Și tot felul de... Ce ți-ai luat? Uh-huh. Experiment, tot felul de păreri și nu că nu-i bun ăsta, nu-i... Vrea să-ți iei altceva, asta nu? Asta mă deranjează. Practic, da, este monitorizare comunitară. Să știi că prin alte țări, astea sunt forme organizate de autoapărare. Bravo! Salut! Eu lucrez la amenajări de spații verzi, grădini și de-astea rezidențiale fac. Cel mai tare mă enervează când te duci la om în curte și începe să te ia cu lucruri de genul: domnule, am văzut-o pe YouTube, că nu așa se face. Deci atunci cel mai tare mă enervează, îmi vine să-mi iau sculele și să plec acasă. Mm-hmm. Bravo. Avem și foarte multe mesaje scrise. Pe cineva le enervează foarte tare coșurile de cumpărături lăsate aiurea prin parcare. Da, domnule, ce porcărie. Tu le, domne, la loc. Cum îl lași așa în drum? Marian din Oradea spune că îl irită cei care se urcă în tramvai și rămân în ușă. E adevărat, da. Sunt și bravo. Peste tot. Se întâmplă și în autobuz. Da, tu știi, în autobuzul de la aeroport, bă, exact. Așa acolo se întâmplă asta. Așa, salut, mie îmi sare muștarul când nevasta îmi gorește cardul. Avem și multe mesaje ironice. Pe mine mă enervează șefa mea în fiecare zi, ne scrie Valei din Focșani. Te-ai semnat, am zis, ce să-ți fac. Cel mai tare mă enervează mucurile de țigară aruncate pe geamul mașinii sau locuinței, sau pur și simplu pe trotuar. E frustrant, da, că nu-i pot amenda pe loc. Ne și eu, știi cu ce m-am ocupat în weekend? Maică mi-a stat la etajul 2 într-un bloc. În fața ferestrelor ei este, mă rog, vegetație, un copac. În copac era o umbrelă roz, ruptă, aruncată de la un etaj de deasupra. Deci în weekend m-am ocupat cumva să încerc să dau umbrela aia jos, care a târnat așa, un gunoi în fața geamului. Ăștia care aruncă gunoaie pe fereastră, mamă, i-aș amenda să-l usture, să uite. Bună dimineața, mă, fraților. Peter din Londra. Pe mine mă calcă pe nervi ăia care mănâncă în metrou și umple tot vagonul de mirosuri, de chinezesc, de curry, de whatever, ce mănâncă ei. Ăștia mă disperă și mă termină psihic. Păi vină acasă, Peter, că la noi nu se mănâncă în metrou. Nu se mănâncă și în niciun loc. Caz nu chinezesc și indian, adică mai ciugulește lumea un pariser, o frigo, merdenea. Nu există. Nu există? N-am văzut în viața mea. Merdenea, un semvicuz cel mult, dar în general nu prea mănâncă în metrou. Hai că mai avem. Salutare, băieți! Sunt Liviu de la Madrid. Da? Lucrez pe camion și cel mai tare ce mă enervează aici, când stau în ambuteiaj și nimeni nu se enervează. Este motivul meu de enervare. Băi, dar Madrid, cum reușesc totuși occidentalii să fie atât de calmi? Și Madridul, iartă-mă, e un bun exemplu. Mi-aduc aminte, acum 20 de ani la Madrid, erau ca noi, agitați, la cozi, să nu stea, să nu știu ce. Cum au reușit să se calmeze? Asta vara am fost în Spania, am stat, cred, o săptămână, ceva mai mult, am închiriat mașina, am fost în multe orașe și am mers foarte mult pe autostrăzi, autostrăzi grozave. Nu m-a depășit niciodată, adică nu m-a devansat, nimeni niciodată. Eu am mers cu viteza legală, nimeni nu devansa. Au fost câteva cazuri. Deci oamenii merg atât de civilizat, zici că ești undeva în Scandinavia. Da, adevărat că acolo fascinant. E bizar că e chestie de temperament al nației, până la urmă. Foarte... Și ar trebui să te aștepta să fie mai coleric. Foarte civilizat. S-au calmat. Da. Alin. Bună dimineața, băieți. Bună. Dimineața, te ascultăm. Cel mai tare mă enervează, dar foarte tare, când îmi fură cineva liftul. Cum să-ți fure liftul? Chem... Când apeși pe buton, a plecat. Nu așteaptă să intru în lift și îl cheamă de sus sau de unde. Cu ușa automată, nu, la alea vechi din blocuri se întâmplă. Chiar când apeși, atunci a plecat la alt etaj. Ultimul mesaj din dimineața asta, de la Mihaela din Brașov. Pe mine mă irită fiul meu, care astăzi are ședință cu părinții și l-am întrebat dacă are ceva de declarat înainte de ședință și mi-a spus că are un 3 la biologie. Dar totuși, cu toate astea, nu are niciodată nimic de învățat, e clasa 7. Mihaela, iartă-l că și noi am fost la fel. Da, corect, bravo, mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.